Prostia omenească de Ion Creangă. A fost odată, când a fost, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai dincoace cu vreo 2-3 zile, de pe când se pot covea purecele cu 99 de ocă de fer la un picior, și tot nu îi se părea că e ușor. Ci că era odată un om însurat. Și omul acela trăia la un loc cu soacră sa. Nevasta lui, care avea un copil de țâță, era cam proastă, dar și soacră sa nu era tocmai hâtră. Într-una din zile, omul nostru iese de acasă după trebi, ca fiecare om. Nevasta lui, după ce își scăldă copilul, îl înfășă și-i dă de țâță. Îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă. Apoi îl legănă și îl dezmărdă, până ce l-a dormit. După ce l-a dormit, stătu ea puțin pe gânduri și apoi începu a se boci cât îi luă gura. Aulo, copilașul meu, copilașul meu! Mama ei, care torcea după hort, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mână și furca din râu cât colo și sărind fără sine, o întreabă cu spaimă. Ce ai, dragă mamă? Ce-ți este? Mamă, mamă, copilul meu are să moară. Când și cum? Iată cum. Vezi drobul cel de sare de pe hort? Îl văd și... De s-a suit mâța, are să-l trântească drept în capul copilului și să mi-l omoare. Vai de mine și de mine, că bine zici, fata mea, să vede că i s-au sfârșit pititelului zilele. Și cu ochii pironiți în drobul de sare de pe horn și cu mâinile încleștate, de parcă le legase cineva, începură albuci amândouă, ca niște smintite, de clocotea casa. Pe când se sluțeau ele, cum vă spun, numai ea ca și tatăl copilului intră pe ușă, plămând și năcăjit că vai de el. Ce este? Ce v-au găsit, nebunelor? Atunci ele, viindu-și puțin în sine, începură a șterge lacrimile și a-i povesti cu mare jale despre întâmplarea neîntâmplată. Omul, după ce le ascultă, zise cu mirare: Bre, mulți proști am văzut eu în viața mea, dar ca voi n-am mai văzut. Mă duc în lumea toată și de-o-i găsi mai proști decât voi, mă-i mai întoarce acasă, iar de nu, ba. Așa zicând, oftă din greu, ieși din casă fără să-și ieie ziua bună și plecă supărat și amărât ca vai de om. Și mergând el bezmetic, fără să știe unde se duce, după o bucată de vreme oprindu-se într-un loc, îi se întâmplă iar să vadă ceva ce nu mai văzuse. Un om ținea puțin un oboroc deșert cu gura spre soare. Apoi repede îl înșfăcă și intră cu dânsul într-un bordeiu. Pe urmă iar iese, îl punea iar cu gura la soare și tot așa făcea. Drumețul nostru, nedumirit, zise: Bună ziua, om bun! Mulțumesc dumitale, prietene! Dar ce faci aici? Ia, mă trudesc de vreo 2-3 zile să car pocitul iz de soare în bordeiu, ca să am lumină, și nici că-l pot. Bre, ce trudă, zise drumețul. N-ai vreun topor la îndemână? Bam! El de coadă sparge aici și soarele va intra singur în lăuntru. Îndată făcu așa și lumina soarelui intră în bordeiu. Mare minune, om bun, zise gazda. De nu te aduce Dumnezeu pe la noi, eram să îmbătrânesc cărând soarele cu oborocul. Încă un tont, zise drumețul în sine și plecă. Și mergând el tot înainte, peste câtva timp ajunse într-un sat și din întâmplare se opri la casa unui om. Omul de gazdă, fiind rotar, își lucrase un car și îl înșghebase, în casă, în toată întregimea lui. Și acum, voind să-l scoată afară, trăgea de proțap cu toată puterea, dar carul nu ieșea. Știți pentru ce? Așa, ușile era mai strâmte decât carul. Rotarul voia acum să taie ușorii, prea scoate carul. Noroc însă că drumețul a învățat să-l desfacă în toate părțile lui, să le scoate pe rând afară și apoi iarăși să-l înșghebe la loc. Foarte mulțumesc, om bun, zise gazda, bine m-ai învățat.
Ia, uită-te, dumneata, iară să dărâmă bunătatea de casă din pricina carului. De aici, drumețul nostru, mai numărând un tărâu, merse tot înainte, până ce ajunse iară la o casă. Acolo ce se vadă? Un om cu un țăpoiu în mână, voia să arunce niște nuși din tindă în pod. Din ce în ce dau peste dobitoci, zise drumețul în sine. Dar ce te frămânți așa, om bun? Ia, vreau să zvârl niște nuci în pod și țăpoiul ăsta, bată-l scârba sălbată, nu-i nici de-o treabă. Că degeaba te trudești, nene, pot să-l blăstam cât le blestema, habar n-are țăpoiul de scârbă, ai un oboroc. Da, cum să n-am? Da, cum să n-am? Pune nucele în trânsul, ia-l pe umăr și suie-l frumușel în pod. Țăpoiul e pentru paie și fân, iar nu pentru nuci. Omul ascultă și treaba se făcu îndată. Drumețul nu zăbovi nici aici mult, ci plecă mai numărând și alt neghiob. Apoi, de aici merse mai departe, până ce ajunsese ca să mai vadă aiurea și altă năzbâtie. Un om legase o vacă cu funia de gât, vizuindu-se pe o șură unde avea aruncat o leacă de fân, răgea din răsputeri de funie, să urce vaca pe șură. Vaca răgea cumplit și el nu mai putea de ostenit. Mă, omule, zise drumețul, făcându-și cruce, dar ce vrei să faci? Ce să fac, mă întrebi, dar nu vezi? Ba văd, numai nu pricep. Ia, hărâmul ăsta e hâmisit de foame și nu vrea nici în luptul capului să vie după mine sus, pe iastă șură, să mănânce fân. Stai puțin, creștine, că spânzuri vaca. Ia fânul și dă jos la vacă. Dar nu s-a irosi, nu fi scump la târețe și ieftin la făină. Atunci omul ascultă și vaca scăpă cu viață. Bine m-ai învățat, om bun. Pentru un lucru de nimică eram cât pe ce să-mi gâtui vaca. Așa drumețul nostru, mirându-se și de această mare prostie, zise în sine. Mâța tot s-ar fi putut întâmpla să deie drobul de sare jos de pe hord, dar să cari soarele în casă cu oborocul, să arunci nucile în pod cu țăpoiul și să tragi vaca pe șură la fân, n-am mai gândit. Apoi drumețul se întoarse acasă și petrecu lângă ai săi, pe care îi socoti mai cu duh decât pe cei ce văzuse în călătoria sa. Și-am încălecat pe oșa și-am spus povestea așa, și-am încălecat pe o roată și-am spus povestea toată, și-am încălecat pe o căpșună și v-am spus, oameni buni, o mare minciună.